Specialiști în conservarea mediului, fotografi, oameni care iubesc natura, au dat viață unui proiect extraordinar, spunem noi, Arca lui Noe. Am mai vorbit despre el și în emisiunea trecută, fapt pentru care acum ne reîntoarcem, pentru că merită să sensibilizăm clasa politică și opinia publică pentru protejarea animalelor sălbatice din România. Proiectul înțeleg că mizează foarte mult pe impactul vizual, pentru că se organizează expoziții de fotografii în care prezentați fauna din România. Care este impactul? Greu de dat un răspuns definitiv, pentru că fiecare privește impactul din punctul lui de vedere. Dar totuși reacțiile care au fost în presă, mai ales în presa online, pentru că după cum bine știm cea printată a cam dispărut, ne-au încurajat să mergem mai departe. Am realizat că există interes pentru acest proiect. Mai nou, majoritatea acțiunilor au alocat și un buget de PR în care efectiv trebuie să cheltuiești bani pentru a-ți asigura o coverage în presă, o acoperire în presă. Nu a fost cazul, niciodată nu am apelat la așa ceva și totuși a fost această inițiativă și diverse acțiuni, cum a fost expoziția foto de la lansare. Am mai făcut expoziții foto, de exemplu, la Institutul Oncologic București, pe secția de pediatrie, am realizat o expoziție foto permanentă pentru a mai înveseli acel loc foarte trist și a oferi o brază de speranță și o mică bucurie micilor pacienți de acolo. Tot în același registru am realizat o expoziție foto și pe secția de pediatrie la Spitalul Județean Buzău. La ambele evenimente, Cristi Lascu a fost prezent la inaugurarea acestor expoziții, a vorbit micilor pacienți și lumea a apreciat aceste inițiative, le-a reflectat în presă. Cumva e greu de cuantificat reacția și impactul, însă din punctul nostru de vedere ne-am realizat cumva obiectivul. Domnul Matei, se spune că o fotografie poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Este adevărat, nu? Este perfect adevărat. Preferitor la fotografia wildlife, acea fotografie care spune mai mult decât 1000 de cuvinte, nu trebuie să fie una excepțională din punct de vedere artistic. Trebuie să arate acel animal în habitatul lui și să, bineînțeles, să arate și animalul în mediul lui, dar și practic pe unde merge, pe unde se deplasează, pe unde se plimbă, cum se hrănește animalul respectiv. Domnul Lascu, expozițiile de fotografie au avut un rol important în educarea populației. Le prezintă fauna, vedem cum trăiesc animalele, dar nu e suficient, nu? Adică un om simplu nu poate lua măsuri concrete pentru a stopa vânătoarea la o specie, spre exemplu. Înțeleg că munca noastră a continuat și dincolo de cortină, ca să spun așa. Deci, fotografia în misiunea Arca și-a propus să fie piesă la dosar în care sunt și memorii făcute de acești membri Arca despre care a vorbit Marian, care sunt foarte buni specialiști în conservare. Foarte buni înseamnă mai mult decât atât, greu de contestat, pentru că vedeți, atunci când începe această dispută, o specie este periclitată, e amenințată, ar trebui să nu mai fie vânată, sau invers, nu este periclitată și sunt foarte multe și e depășită suportabilitatea habitatului și ar trebui să mai împușcăm jumate ca să nu mai fie depășită și așa mai departe. Aici se înfruntă de obicei lobby-ul vânătorilor, anumite interese ale regiei pădurilor, ale Ministerului Mediului, acelor deci care dau autorizații de vânătoare contra unor taxe care uneori nu sunt mici, așa, da, și pe partea cealaltă sunt iubitorii de natură care uneori pot fi catalogați ca poeți, ca niște romantici, da, dar pe de altă parte sunt aici specialiști, biologi, ecologiști, profesioniști în sensul de ecologie ca știință, nu ecologie ca politică, și care trag semnalele de alarmă. Și atunci, în această dezbatere,
trebuie fiecare să-și aducă argumentele. Și argumentele noastre, avocații faunei sălbatice, ar fi astfel de opinii bine construite, bine exprimate și însoțite de imagini elocvente care arată situația faunei sălbatice. Și un exemplu a fost de pildă, în 2012 noi ne-am constituit în mai, iar în iunie, având un dosar în care erau excelentele fotografii făcute de Silviu Matei cu râși în sălbăticie, le-a făcut cu mari sacrificii, a stat la pândă, zile în șir, în sfârșit, dar acolo erau și memoriile făcute de foarte buni specialiști în conservare și în faună sălbatică și acest dosar depus pe masa ministrului mediului, era Rovana Plumb în acel moment, a avut efect și a fost oprită vânătoarea la râs, pe motiv că această specie este o specie deosebit de frumoasă, e Pantera Carpaților, este un animal extraordinar și care nu face rău la nimeni. Deci el nu atacă șeptelul, nu atacă omul și atunci de ce să-l vânăm? Pe el vânăm pentru că el se hrănește cu vânatul vânătorilor. Da? Le ia de la gură iepurii, puii de mistreț, căprioarele mai ales. E bun, acum vedeți, fiecare vede într-un fel. Eu prefer să știu că am râși în munții mei și nu atât de mulți vânători. Asta este. Vânătorii văd punctul lor de vedere. Spuneți mai devreme că avem destule specii care se află pe o listă roșie, să spunem, specii periclitate. Ați ales totuși să pledați pentru prima oară pentru râs. De ce această specie? Este ea mai favorizată decât celelalte? Nu, ce se întâmplă? Deci, dacă vă uitați în ghidul National Geographic, făcut de americani despre România, veți vedea acolo că România l-a avut pe Brâncuș, extraordinar. Că România l-a dat pe Enescu, formidabil, da? Pe Nadia Comăneci. E, o să dați o pagină și o să vedeți acolo. România e țara care are 4.000 de urși, 1.500 de râși și 3.000 de lupi, se spune pe acolo. Bun, și în alte monografii și albume în care lăudăm România și încercăm să o prezentăm în culorile cele mai frumoase, totdeauna veți găsi acea pagină cu fauna sălbatică cu care noi ne mândrim. Și atunci râsul este cam în primele trei, da? Ori în momentul în care tu discuți de un efectiv de 1.500 de râși, tu știi foarte bine că nimeni nu-i poate număra exact pe ăștia, ci dimpotrivă, uneori diferențele sunt dramatice între cifrele raportate, că acei 1.500 sunt cifre raportate de instituțiile de profil, da? Ori specialiștii ăștia alți care sunt deopotrivă de competenți, dar ei sunt acolo în teren și mai obiectivi și neinteresați să spună altceva, ei câteodată spun, stai domne, că nu-i chiar așa. Și atunci s-ar putea râși aia 1.500 să fie doar 800. Și în cazul ăsta te uiți, dacă tu ai o cotă de 40-50 de râși de vânat pe an, poate că ți-ai dori să nu mai existe nici cota aia. Prin demersurile pe care le-a făcut echipa Arca lui Noi, înțeleg că în 2012 s-a stopat vânătoarea la râs. Da, într-adevăr. Pe termen nedefinit? Acum e greu de spus, că nimic nu e. La noi, vedeți, între timp, ministrul care a dat această hotărâre s-a schimbat după un an. A venit un alt ministru care, în esență, a menținut această interdicție. Dar a stat și el un an și conform stilului la noi, în care totul este așa extraordinar de flu, a venit un alt ministru. Na, acum tu trebuie să tot iei alți și alți miniștri la lămurit, exact. Și să alte echipe și sunt alte lobby-uri și alte interese. Este absolut deprimant. Câteodată. Să înțeleg că veți duce o luptă așa la nesfârșit, poate, pentru salvarea acestor specii. Da, ar trebui să ne organizăm mai bine, să ne mobilizăm mai bine, că să la vedem. Noi, din păcate, foarte multă energie de asta se consumă pe Facebook-uri, pe internet, pe nu știu ce, și lumea nu prea să mai duce acolo să zguduie nițel clasa politică și lideri ăștia, da?